de ce să te plângi. Eu stau aici cu fața în... Stai că trebuie să... Nu mai, gata. Ce facem, mă? Că eu nu mai dorm acolo, în primul rând. Știu eu ce facem. Ia spune tu, ce facem? Aruncăm patul lor pe geam, iar apoi le lăsăm afară să se culce, iar noi luăm paturile. În ce film te crezi? Spider-Man. Nu. Trebuie să... Deși... Gata, voi aici dormiți, noi dormim aici. Ok. Deci cu patul ăsta ce Dumnezeu facem? Îl lăsăm așa gol? Da, ce are? Bine. La ora 3 dimineața. Bă, de ce Dumnezeu ne trezim de asta de multe ori? Nu? Bă, unde sunt astea? Mamă, să vezi acum. Ce facem? Nu știu, de unde să știu? Dar oare unde sunt, sincer, acum? Fata, tu vezi ce urâțenie este în fața noastră? Băi, da, văd, dar... Să știi că nu e atât de urât. În primul rând e fată, pentru că are ruj. N-are cum să fie fată, nu e nici băiat, nici fată, pentru că e robot. Da. Deci până la urmă ce Dumnezeu face, mă furăm sau nu? Păi am putea să o cheltui, să o punem pe OLX și o să câștigăm bani și cu aia ne luăm parfumuri, chestii, trestii. A ta a fost ideea să mergem la 3 dimineața într-o pizzerie pentru că... Tu glumești? Tu mi-ai zis că ți-e foame. Da. Bine, deci ce facem? O vindem pe OLX sau nu? Păi eu zic să o vindem. Nu, nu o vindem. Facem ce zic eu pentru că eu șefa. Da, o vindem. Bine. Mă, ce Dumnezeule mari faceți aici? Nimic? Cum nimic, măi? Tocmai vroiați să vindeți pe OLX această frumusețe. Frumusețe. Frumusețe nu e. Este o urâțenie. Nu îndrăzni să vorbești așa despre capodopera noastră de artă din pizzerie. Care cel mai probabil ați făcut-o la refrezare în 5 secunde. Bă, nu e adevărat! Plecați de aici! Plecați de aici! N-aveți voie la 3 noaptea. Dar zice că restaurantul e nelimitat, e non-stop. Păi dar nu mă interesează, voi plecați. Păi dar știi ceva, mă, că eu sunt șefa, mă. Eu zic ce vreau și ce vreau să fac, eu sunt șefa. Ba nu, eu sunt. Păi dacă tu ești șefa, atunci eu sunt șefa ta. Așa că te rog eu frumos, nu mai comenta. Deci hai să o vinem pe OLX. Bă, deci până la urmă ce Dumnezeu face? Hai, ne culcăm înapoi, că vin ele. Peste jumătate de oră. Olo, ce curățenie asta? De fapt, stai, nu e chiar atât de urât. Dar, să fim serios, să te trezești... Olo, ai dărmat toate paturile. Bă, terminat. Bă, de ce Dumnezeu e cu chestia asta? Aoleo! Gata. Bă, stai puțin! Mă, copiilor, de cine s-a aruncat din pat? În primul și în primul rând, ce-i curățenia asta la noi în cameră? Nu e urâtă, dar la 3 noaptea, 3 jumate dimineața, s-o vezi, e coșmar. Da, bine. Ia tăciți voi și dormiți. Și în primul rând, de cine s-a aruncat din pat? Pentru că nu puteam să dormim în valiză.
Pe atunci dormiți pe jos. Da, să dormim pe jos, afară minus 10 grade. Poate chiar minus 30 de grade. Dar oricum, ce faceți, mă, cu urățenia asta aici? Din nou, nu e urâtă, dar să o vezi, mă rog, la sobaltă. Păi, Briana a vrut să se ducă la o prițerie pentru că era foame, iar am găsit chestia asta ciudată, urâtă, rău de tot și vrem să o vindem pe OLX. A văzut cineva? Da, vreo 30 de oameni. Bă, deci voi mi-ați furat. Veniți încoa. Și voi, la fel. Păi da, noi nu știm nimic, domne. Habar n-avem cine sunt astea. Nici nu știm cum le cheamă. Nu. Veniți încoa. Doamne, ferește. Dragii mei, vreau să-mi spun ce părere aveți despre furtul în această viață. Păi, faza e că e ceva foarte... Nu se potrivește, nu mai spuneți nimic, ok? Dar de ce mi-ați furat? Mi l-ați furat pe Mangle? E fată, nu vezi că are ruji? Mă rog, nu-i niciuna, e robot. Mă rog, las-o balt. Cum adică, mă, sunt robot? Cred că mi s-a părut. Așa, fiți atenți. Da, fiți nici măcar n-ai zis corect. Fiți atente. Și voi, copiii. Fiți atenți. Dacă voi nu îmi veți plăti costul acestui Mangle, vă voi da în judecată. Păi da, doamne, nici nu l-am vândut. Păi da, erați pe cale să o faceți, așa că îmi dați amendă. Fiecare câte 100 de lei. Dar, domne, noi nu am făcut nimic. Taceți, mă, dați-i 100 de lei. Noi nici nu avem atâția bani, suntem în tabără. Ne-am mutat cu ele, colegii de cameră, iar acum le numărăm zilele ca să vedem cât mai avem până plecăm din tabără. Mă rog, voi două cu mine voi veni și voi. Așa că, da. Ha. Taci din gură, trebuia să zici că și tu ai făcut parte. Da, de ce să mint? Haide. Va urma.